Bună seara! Bună seara! Good evening! My name is Brandy Bates. Mă numesc Brandy Bates. Și eu sunt cu Citim împreună România. Reading Together Romania. And I'm so glad that you've come to join us on this December evening. Da, bună seara! And I'm very glad that you've come to join us. Sunt Brandy Bates și mă bucur foarte mult că sunt alături de voi în această seară și că sunteți alături de noi. We have some lots of special guests, but we're going to wait one more minute till we introduce them. Avem o mulțime de oaspeți importanți, dar mai așteptăm câteva momente ca să îi prezentăm. Because first I just want to say a few short sentences. Pentru că aș vrea să vă spun câteva lucruri la început, câteva propoziții scurte. We are going to read one of my family's favorite Christmas stories tonight. Vom citi în această seară una dintre poveștile favorite ale familiei mele. I have pictures of reading the book with our daughter, who you'll meet in a minute, when she was 3 years old. She's 13 now. Am poze cu fiica mea când citeam această carte când ea avea 3 ani și acum are 13. And I'm so thankful that Editora Carte Copiilor brought this book to you in your language, Romanian language. Și mă bucur foarte mult că Editura Cartea Copiilor a adus această carte în limba română. And we're going to read this classical Christmas story in 8 voices, 2 languages. Și vom citi această poveste clasică în 8 voci și 2 limbi. That sounds really complicated, doesn't it? Sună foarte complicat, nu-i așa? We should just read it in one voice, right? N-ar trebui să citim doar într-o voce, n-ar fi mai ușor? You're right. You're absolutely right. We are making this much too hard. Complicăm un pic lucrurile, într-adevăr. The truth is that what we are doing tonight, reading a book that loves children, aloud with children. Adevărul este că ceea ce facem noi în seara asta, să citim o carte care iubește copiii, să o citim cu voce tare împreună cu voi, is something that your parents can do better than we can. Este ceva ce părinții voștri pot face mult mai bine decât noi. Because what child in Romania wouldn't prefer to sit on their loving parents' lap? Pentru că ce copil din România n-ar prefera să stea cu alele părintelui, iubitor? All cozy, maybe with a cup of tea. Confortabil, poate cu o cană de ceai. And share a story together. Și să împărtășească o poveste împreună. And in fact, we think your teachers at school could do this better than us, and your librarians could do this better than us. Și suntem convinși că și profesorii voștri, învățătorii voștri la școală, pot face asta mai bine decât noi. Because they know you. Pentru că vă cunosc. But the reason we're making it complicated. Dar motivul pentru care complicăm lucrurile în seara asta is one, we think it's going to be a lot of fun. Este unul pentru că credem că ne vom amuza. And we wanted to actually do it in honor of the parents of Romania and to encourage them to read together with their children. Și o facem cu gândul și în onoarea, în cinstea părinților din România și cu gândul de a încuraja să citească împreună cu copiilor. One of the best things a parent can give to his or her child is to read with them every day for 20 minutes. From birth. Unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care le poate face un părinte cu copilul său este să citească în fiecare zi pentru 20 de minute, măcar chiar începând de la naștere. So for you parents here, for you parents out there, this is for you. Pentru voi părinți de aici, pentru voi părinți din alte părți, de acolo, aceasta este dedicată vouă. Before we read, I want to ask who brought a musical instrument. Înainte de a începe, vrem să vă întrebăm cine a adus un instrument muzical. Can I hear? Can I hear? Putem să auzi? Vă rugăm. Da. Okay. Bravo. Okay. When do you think
think we're going to use these musical instruments? Când credeți că vom folosi aceste instrumente? Bravo! At the end. La sfârșit, într-adevăr. Our story does have some church bells in it. Vom avea pe parcursul poveștii niște bătăi de clopote. But my friend Gabi is going to ring those all by herself, okay? Dar Gabi, prietena noastră Gabi, le va bate singură. At the very end of the story, la sfârșitul poveștii, sfârșitul poveștii, when the Christmas bells ring, când sună clopotele de Crăciun, we'll all pull out our instruments and ring for a couple of seconds. Atunci o să ne scoatem toți instrumentele și o să cântăm pentru câteva secunde împreună cu toții. Okay, and then when I put my bells away, we'll all quiet our bells, yes? Și când mi le ascund eu pe al meu, cu toții ne oprim din cântat. Okay. I think we're going to turn down the lights now. We can o have lights off. O să stingem luminile încetişor acum. Hai să citim împreună. Hai să citim împreună. I'm honored to introduce our wonderful 8 readers. Sunt onorată să vi prezint pe cei 8 cititori ai noștri. We have 2 narrators and our narrator in English. Is our dear U.S. ambassador to Romania, Hans Klemm. Avem doi povestitori și povestitorul din limba engleză va fi domnul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm. And our Romanian narrator is illustrator Ionuț Robert Olaru. Și povestitorul nostru în limba română este ilustratorul Ionuț Olaru. You'll be hearing their voices a lot. O să le ascultați vocile foarte mult în această seară. We have 2 Mr. Jonathan Toomeys. Avem doi de domnul Jonathan Toomey. In English is my husband Dana Bates from Fundación Horizontur. În engleză este soțul meu, domnul Dana Bates de la Fundația Noi Orizonturi. In Romanian we have designer Alex Icoden. Și în limba română avem pe designerul Alex Icoden. Reading the part of the Widow McDowell in English is myself, Brandy Bates. Eu voi citi rolul văduvei McDowell în engleză. Our friend Claudia Șerbănuțu, Nuța, the manager of the project Ora să știm. Iar în limba română va citi prietena noastră Claudia Șerbănuțu, managerul proiectului Ora să știm. Last and certainly not least, la sfârșit, dar niciun caz în ultimul rând, reading the part of Thomas in English is our beautiful daughter Brianna Bates. Rolul băiețelului în engleză va fi fiica noastră Brianna Bates. And our beautiful friend in Romanian reading Thomas is Teodora Petrescu. Și Teodora Petrescu care va citi în limba română, amândouă foarte frumoase. If everybody is comfortable, let us begin where all good stories begin, at the beginning. Și dacă toată lumea e pregătită, haide să începem acolo unde încep toate poveștile bune, cu începutul. Hello. So, thank you. Tonight we will be reading The Christmas Miracle of Jonathan Toomey. În seara aceasta o să citim Minunea de Crăciun al lui Jonathan Toomey. By Susan Wojciechowski. Scrisă de Susan Wojciechowski. And illustrated by P.J. Lynch. Și ilustrată de P.J. Lynch.
De asemenea, în traducerea domnului Florin Bicar. The village children called him Mr. Gloomy. Copiii din sat îi spuneau Tumi, moartea Gloomy. But in fact, his name was James. This one fit quite well. Și deși nu-i frumos să-i poreclești oamenii, lui se potrivea de minune. For Jonathan Toomey seldom smiled and never laughed. Pentru că Jonathan Toomey zâmbea doar rare ori, iar de râs nu râdea niciodată. He went about mumbling and grumbling, muttering and sputtering, grumping and griping. Când trecea pe drum, bombănea și dondănea, pufnea și boșcorâdea, mârâia și mormăia. He complained that the church bells rang too often, that the birds sang too shrilly, and the children played too loudly. Se plângea că la biserică bat clopotele prea des, că păsările cinepesc de sparg timpanele, iar copiii prea fac multă gălăgie când se joacă. Mr. Toomey was a woodcarver. Domnul Toomey era cioplitor în lemn. Some said he was the best woodcarver in the whole valley. Ziceau unii că e cel mai bun din toată valea. He spent his days sitting at a workbench, carving beautiful shapes from blocks of pine and hickory and chestnut wood. Cât era ziulica de lungă, stătea la tijgheaua lui de tâmpărie și cioplea jucărioare de o frumusețe rară din butuci de pin, de nuc și de castan. After supper, he sat in a straight-backed chair near the fireplace, smoking his pipe and staring into the flames. După cină, se așeza pe un scaun incomod în fața căminului și își fuma pipa cu privirile pierdute în flăcări. Jonathan Toomey was not an old man, but if you saw him, you might think he was, the way he walked, bent forward with his head down. Jonathan Toomey nu era bătrân, însă dacă îl vedeai, ai fi jurat că e un moș cu umbla plecat de spate și cu capul în pământ. You wouldn't notice his eyes, the clear blue of an August sky. Nici nu-i fi observat ochii de un albastru limpede, cum e cerul de august. And you wouldn't see the dimple on his chin, since his face was mostly hidden under a shaggy, untrimmed beard, speckled with sawdust and wood shavings, and, depending what he ate that day, with crumbs of bread or a bit of potato or dried gravy. Și nici gropița din bărbie nu se putea observa, căci mai toată fața era ascunsă de o barbă stufoasă și nețesălată, împănată cu rumeguși și talași, precum și cu resturi din ce nimerise să mănânce în acea zi. Frimituri de pâine, câte o bucățică de cartofi, stropi de sos uscat. The village people didn't know it, but there was a reason for his gloom. A reason for his grumbling, a reason why he walked hunched over, as if carrying a great weight on his shoulders. Sătenii nu știau, dar exista o pricină pentru purtarea lui posacă. Exista un motiv pentru mormăiala lui monotonoasă. Exista o cauză pentru care umbla gârbovit. De parcă ar fi purtat pe umeri o mare povară. Some years earlier, when Jonathan Toomey was young and full of life and full of love, his wife and baby had become very sick. Cu câțiva ani în urmă, când Jonathan Toomey era tânăr, plin de viață și de iubire, soția și pruncul său, abia născut, se îmbolnăviseră grav. And because those were the days before hospitals and medicines and skilled doctors, his wife and baby died 3 days apart from each other. Și pentru că în acele vremuri încă nu se pomeneau spitale, medicamente și doctori pricepuți,
Soția și copilul s-au stins din viață la 3 zile unul după altul. So Jonathan Toomey packed his belongings into a wagon and traveled until his tears stopped. Așa că Jonathan Toomey și-a încărcat tot ce avea într-o căruță și s-a dus încotro, a văzut cu ochii până când i-au secat lacrimile. He settled into a tiny house at the edge of a village to do his wood carving. S-a instalat într-o colibă la marginea unui sat și și-a văzut de meseria lui de cioplitor de lemn. One day in early December, there was a knock at Jonathan's door. Într-o zi, pe la începutul lui decembrie, cineva bătu la ușa lui Jonathan. Mumbling and grumbling, he went to answer it. Bombănind și tontănind, se duse să deschidă. There stood a woman and a young boy. În fața ușii stăteau o femeie și un băiețel. I'm the Widow McDowell. I'm new in your village. This is my son Thomas. The woman said. Sunt Widow McDowell. M-am mutat de curând în sat. El e fiul meu Thomas. Spuse femeia. I'm 7 and I know how to whistle. Said Thomas. Am 7 și pot să fluier. Se laudă Thomas. Whistling is pish posh, said the woodcarver gruffly. Fluieratul e moft. I need something carved, said the woman, and she told Jonathan about a very special set of Christmas figures her grandfather had carved for her when she was a girl. Aș avea nevoie de niște figurine sculptate, spuse femeia și început să povestească lui Jonathan despre un set de figurine de Crăciun foarte aparte pe care mi le cioplise bunicul ei când era mic. After I moved here, I discovered that they were lost, she explained. I had hoped that by some miracle I would find them again, but it hasn't happened. După ce m-am mutat aici, mi-am dat seama că l-am pierdut. Începu ea să explice. Am tot sperat că printr-o minune le voi găsi, dar n-a fost să fie. There are no such thing as miracles, the woodcarver told her. Nu există minuni, o întrerupse ciopitorul meu. Now, ia să vedem, pot să-mi descrii figurinele alea? Now, could you describe the figures for me? They were sheep, she told him. Erau niște oi, răspunse ea. Two of them with curly wool. Două oi cu lână creață, adăugă Thomas. Yes, two, said the widow. And a cow, an angel, Mary, Joseph, the baby Jesus, and the wise man. Așa, două. În cuvință văduvă. Mai erau apoi o vacă și un înger. Și Maria, Iosif, Pruncul Iisus și regii magi. Three of them. Added Thomas. Trei regi. Interveni Thomas. Will you take the job? Asked the widow McDowell. Poți să le faci pe toate? Întrebă văduva McDowell. I will. Pot. I'm grateful. How soon can you have them ready? Îți mulțumesc din suflet. Când o să fie gata? They will be ready when they are ready, he said. Vor fi gata când vor fi gata, îi răspunse bărbatul. But I must have them by Christmas. They mean very much to me. I can't remember a Christmas without them. Dar trebuie să le am până de Crăciun. Înseamnă foarte mult pentru mine. Nu țin minte să fi petrecut un Crăciun fără ele. Christmas is pish-posh, said Jonathan gruffly, and he shut the door. Crăciunul e moft, spuse Jonathan postac și închise ușa. The following week, there was a knock at the woodcarver's door. Peste o săptămână, iar bătu cineva la ușa cioplitorului în lemn. Muttering and sputtering, he went to answer it. Pufnind și poscurând, se duce să deschidă. There stood the widow McDowell and Thomas. Era văduva McDowell și Thomas. Excuse me, said the widow.
But Thomas has been begging to come and watch you work. He says he wants to be a wood carver when he grows up and would like to watch you since you are the best in the valley. Îmi cer iertare. Putem vădua. Thomas m-a rugat cu cerul și pământul să vin, să vină să se uite cum lucrez. Zice că vrea să se facă ciopitorul lemn când va fi mare și s-ar bucura să te vadă la lucru, pentru că în toată valea asta ești cel mai priceput. I'll be quiet. N-o să zic nici pâs. You won't even know I'm here. Nici n-o să știți că sunt aici. Please, please. Piped in Thomas. Vă rog, vă rog frumos. Chiripi Thomas. With a grumble, the woodcarver stepped aside to let them in. He pointed. Un mormăit morocănos, cioplitorul în lemn, se dădu un pas în lături ca să le facă loc să intre. He pointed to a wood, to a stool near his workbench. Arătă spre scaunelul de lângă tijgheaua de tântărie. No talking, no jiggling, no noise, he ordered Thomas. Nu vorbești. Nu te bățâi, nu scoți un sunet. Îi porunci el lui Thomas. The widow McDowell handed Mr. Toomey a warm loaf of cornbread as a token of thanks. Văduva McDowell îi întinse domnului Toomey o turtă de mălai caldă în semn de mulțumire. Then she took out her knitting and sat down in a rocking chair in the far corner of the cottage. Apoi își scoate din coș andrelele și lâna și se așeză pe un balansoar în colțul opus al colibrii. Not there! Bellowed the woodcarver. Nu acolo! Urlă cioplitorul în lemn. No one sits in that chair. Nimeni nu se așează pe locul ăla. So she moved to the straight back chair by the fire. Așa că femeia se mută pe scaunul din comod de lângă camin. Thomas sat very still. Thomas ședea fără să se clintească. Once, when he needed to sneeze, he pressed a finger under his nose to hold it back. Odată când îi veni să strănute, se apăsă cu degetul sub noi ca să-i treacă. Once, when he desperately wanted to scratch his leg, he counted to 20 to keep his mind off the itch. Altădată când simți că îl mănâncă piciorul de nu mai poate, în loc să se scarpine, numărăm gând până la 20, ca să-și abată gândul de la mâncărime. After a very long time, Thomas cleared his throat and whispered. După o bucată de vreme, Thomas își trese glasul și șopte. Mr. Toomey, may I ask a question? Domnule Toomey, vă rog, pot să vă întreb ceva? The woodcarver glared at Thomas, then shrugged his shoulders and grunted. Cioplitorul în lemn îl privi pe Thomas pe sus. Prâncene? Ridică din numeri și mormăi. Thomas decided it meant yes, so he went on. Thomas se gândi că asta trebuie să însemne da și continuă. Is that my sheep you're carving? Asta la care ciupriți acum e oaia mea? The woodcarver nodded and grunted again. Ciuplitorul în lemn cuvintă din cap și mormăi din nou. After another very long time, Thomas whispered. După încă o bucată de vreme, Thomas șopti. Mr. Toomey, excuse me, but you're carving my sheep wrong. Domnule Toomey, iertați-mă, dar nu ciopiți bine oaia mea. The widow McDowell's knitting needles stopped clicking. Țăcănitul andrelelor văduvei McDowell încetă. Jonathan Toomey's knife stopped carving. Data lui Jonathan Toomey se opri din ciopit. Thomas went on. Dar Thomas continuă să vorbească. It's a beautiful sheep, nice and curly. But my sheep looked happy. E o oaie foarte frumoasă, drăgălașă și creață, dar pe oaia mea se vedea că e fericită. That pish-posh, said Mr. Toomey. Sheep are sheep. They cannot look happy. Mofturi, i-a întoarse domnul Toomey. Oaie. Puile n-au cum să arate fericite. Mind it, said Thomas. Ba, ale mele așa arătau. Îl contrazise Thomas. They knew they were with the baby Jesus, so they were happy. Știau că sunt cu pruncul Iisus și asta le făcea fericite.
After that, Thomas was quiet for the rest of the afternoon. După această replică, Thomas stătu tot restul după-amiezii. When the church bells chimed 6 o'clock, Mr. Toomey grumbled under his breath about the awful noise. Când clopotele bisericii bătură ora 6, domnul Toomey mormăie în barbă plângându-se de zgomotul înfioritor. The widow McDowell said it was time to leave. Vădva McDowell spuse că era timpul să plece. Thomas strănută de 3 ori, apoi îi mulțumit cioplitorul din lemn că lăsase să-l vadă lucrul. That evening, after a supper of cornbread and boiled potatoes, the woodcarver sat down at his bench. În seara aceea, după o cină de turtă de mălai și cartofierți, cioplitorul în lemn se așeză din nou la tejdeau. He picked up his knife. Luă dalta în mână. He picked up the sheep. Lucră până începură să îi se închidă ochii de somn. He worked until his eyelids dropped shut. Lucră până îi se închideau ochii. A few days later, there was a knock at the woodcarver's door. Câteva zile mai târziu, la ușa cioplitorului în lemn, bătu cineva. Griping and grumbling, he went to answer it. Mormâind și mărind, se duse să deschidă. There stood the widow and her son. Era văduva și băiatul ei. May I watch again? I will be quiet, said Thomas. O să mă uit cum lucrați? Vă rog, n-o să zic nici plus, spuse Thomas. He settled himself on the stool very quietly, while his mother laid a basket of sweet-smelling raisin buns on the table. Se așeză pe scaunel într-o liniște desăvârșită, în timp ce mama lui punea pe masă un coș cu brioșe cu stafide parfumate. The teapot is warm. Mr. Toomey said gruffly, his head bent over his work. Apa din ceainic încă mai e caldă, spuse domnul Toomey morocanos, fără să-și ridice privirea de la lucru. While Mr. Toomey carved, the widow McDowell poured tea. În timp ce domnul Toomey continuă să lucreze, văduva McDowell turnă ceaiul. She touched the woodcarver gently on the shoulder and placed a cup of tea and a bun next to him. Atingând cu gingășie umărul cioplitorului în lemn, puse alături de el o ceașcă de ceai și o brioșă. He pretended not to notice, but soon both the plate and the cup were empty. El se prefăcu că nu bagă de seamă, dar curând farfuria și ceașca erau plini. Thomas tried to eat the bun his mother had given him as quietly as he could. Thomas încerca să-și mănânce brioșa pe care i-o dăduse mama lui, fără să facă nici cel mai mic zgomot. But it is almost impossible to be 7 and eat a warm, sticky raisin bun without making various smacking, licking, satisfied noises. Dar când ai 7 ani, e aproape imposibil să mănânci o brioașă cu stafide, caldă și lipicioasă, fără să plescăi, fără să te lingi pe buze și fără să ignești de plăcere. When Thomas had finished, he tried to sit quietly. După ce termină de mâncat, Thomas încerca să stea liniștit pe scaune. Once he almost hiccuped, but he took a deep breath and held it till his face turned red. Odată era cât pe ce să sughițe, dar trase aer în piept și ținu respirația până se făcu roșu. And once, without thinking, he began to swing his legs. Altădată, fără să se gândească, începu să bâții din picioare. But a glare from the woodcarver stopped him, and he kept them so still they fell asleep. Dar privirea încruntată a cioplitorului în lemn îl făcu să se oprească imediat, după care își ținu picioarele atât de țepene încât amorțiră. After a very long time, Thomas whispered. După o bună bucată de vreme, Thomas șopti. Mr. Toomey, excuse me, may I ask you a question? Domnule Toomey, iertați-mă, vă rog, pot să vă întreb ceva?
Is that my cow you're carving? Asta la care ciupiți acum e vaca mea? Nod and grunt. Încuvințare din cap și mormăit. Another very long time went by. Mai trecu o bucată de vreme. Then Thomas cleared his throat and said, Thomas își drese glasul și spuse, Mr. Toomey, excuse me, but I must tell you something. Domnule Toomey, iertați-mă, dar trebuie să vă spun ceva. That is a beautiful cow, the most beautiful cow I have ever seen. But it's not right. E o vacă foarte frumoasă. E cea mai frumoasă vacă pe care am văzut-o vreodată, dar îi lipsește ceva. My cow looked proud. Pe vaca mea se vedea că e mândră. That's bish-bosh, growled the woodcarver. Mofturi, mărâie cioplitorul în lemn. Cows are cows, they cannot look proud. Vaca e vacă. Vacile n-au cum să pară mândre. My cow did. Ba vaca mea așa părea. It knew that Jesus chose to be born in its barn. So it was proud. Știa că Iisus își alesese să se nască în grajul ei și pentru asta era mândră. Thomas was quiet for the rest of the afternoon. Thomas tăcu tot restul după amiezii. The only sounds that could be heard were the scraping of the carving knife. Singurele zgomote care se auzeau erau crâșitul dălții, cântecelul îngânat în surdină de văduva McDowell și țăcănitul andrelelor. The humming of the widow McDowell and the click-click of her knitting needles. When the church bells chimed 6 o'clock, Mr. Toomey muttered under his breath about the noise. Când clopotele bisericii bătură ora 6, domnul Toomey mormăi în barbă plângându-se de zgomot. The widow McDowell said it was time to leave. Văduva McDowell spuse că una și culese două aști mai zdravene din barba lui Jonathan Toomey. He thanked the woodcarver for teaching him how to carve. Îi mulțumi cioplitorului în lemn că l-a învățat și pe el să citească. Later, after a supper of boiled potatoes and molasses cookies, Jonathan Toomey went to his workbench. Mai târziu, după o cină de cartofi fierți și fursecuri cu melasă, Jonathan Toomey se duce din nou la tejghea. He thought for a long time. Rămase multă vreme pe gânduri. He sketched drawing after drawing. Făcu schiță după schiță. Finally, he picked up his carving knife. În cele din urmă, luă dalta în mână. He picked up the angel. Luă și îngerul în mână. He carved until his eyelids drooped shut. Lucră la el până când începură să îi se închidă ochii de somn. A few days later, there was a knock on the woodcarver's door. Câteva zile mai târziu, la ușa cioplitorului în lemn, bătu cineva. Mr. Toomey jumped up to answer it. Domnul Toomey se repezi să deschidă. There stood the widow McDowell with a bouquet of pine boughs and holly sprigs dotted with berries. La ușă era văduva McDowell cu un buchet de ramuri de prad și crenguțe de lauri împodobite cu bobițe roșii. And there stood Thomas, clutching his partly carved robin. Iar lângă ea, Thomas, strângând în pumn măcăleandrul la care cioplise. While Thomas and Mr. Toomey carved, Mrs. McDowell put the branches in a jar of water. În timp ce Thomas și domnul Toomey lucrau de zor, doamna McDowell puse ramurile într-un vas cu apă. She scrubbed Mr. Toomey's kitchen table and set the jar on the center on a pretty cloth embroidered with lilies of the valley and daisies, which she found in a drawer below the cupboard. Șterse masa din bucătăria domnului Toomey și puse vasul în mijloc, pe o față de masă brodată frumos, cu crin de câmp și margarete, pe care o găsise într-un sertar al bufetului. Next, I will carve the wise man and Joseph. The woodcarver said to Thomas. Acum am să-i cioplesc pe regii magi și pe Iosif. Îi spuse meșterului Thomas. Perhaps
Before I begin, you will tell me about all the mistakes I'm going to make? Înainte să mă apuc de lucru, poate îmi spui dinainte toate greșelile pe care am să le fac. Well, said Thomas, my wise men were wearing their most wonderful robes because they were going to visit Jesus. And my Joseph was leaning over baby Jesus like he was protecting him. He looked very serious. Păi, regii mași pe care Adam i-au erau găsiți cu hainele lor cele mai frumoase, pentru că mergeau să-l vadă pe Iisus. Iar Iosif al meu stătea plecat peste pruncul Iisus ca și cum l-ar fi ocrotit. Părea foarte serios. It wasn't until the church bells had chimed that Mr. Toomey saw the jar of pine branches and the cloth embroidered with lilies of the valley and daisies. Toomey, de-abia după ce clopotele bisericii bătuseră deja, domnul Toomey văzu vasul cu ramuri de prat și fața de masă brodată cu crini de câmp și margarete. I found the cloth in a drawer. I thought it would look pretty on the table. The widow McDowell said, smiling. Am găsit un trusetar. M-am bine că arăta frumos pe masă. Spuse vădua McDowell cu un zâmbet. Never open that drawer, the wood carver said harshly. Să nu mai deschizi niciodată sertarul ăla. Omustră ciopitorul de lemn. When the two had left, Jonathan folded the cloth and put it in the drawer below the cover. După plecarea celor doi, Jonathan împături fața de masă și o puse la loc în sertarul din bufet. That evening, after a supper of boiled potatoes, the woodcarver worked on Joseph and the wise men until his eyes drooped shut. În seara aceea, după o cină de cartofi fierți, ciopitorul de lemn lucră la Iosif și la regii magi până când începură să se închidă ochii de somn. A few days later, there was a knock on the woodcarver's door. Câteva zile mai târziu, la ușa ciopitorului în lemn, bătu cineva. He